Citesc și pentru tine, un podcast cititor. Încă o dată, bun găsit! Să mai vedem un capitol din volumul 2 al trilogiei lui Thierry Vollton, O istorie mondială a comunismului, cum spuneam, volumul 2, Victimele. Let's go! Principiul realității, anunțat ca stadiul ultim al evoluției societăților umane, comunismul trebuie să-și arate superioritatea față de orice altă civilizație. Acest sentiment arzător a inspirat demersul tuturor conducătorilor marxiști care au ajuns să creadă în el, motivați atât de doctrină cât și de instrumentele pe care le-au creat ei înșiși, pentru a întreține iluzia acestui progres proclamat. La originea lui stă convingerea că raporturile de producție socialiste oferă condiții mai favorabile dezvoltării forțelor productive și că o bună stăpânire a mecanismelor economice, infrastructura, va duce la o societate perfectă, echitabilă pentru toți. Potrivit acestei credințe, epoca de făurire a socialismului permite eliminarea diferitelor caracteristici ale capitalismului, dăunătoare eficacității sale. Anarhia pieței, fluctuațiile dintre cerere și ofertă care duc la erori în atribuirea resurselor. Toate aceste probleme pot fi rezolvate datorită planificării, mai ales încetând risipirea forței de producție esențiale, cea a omului prin eradicarea șomajului. O economie dirijată trebuie, de asemenea, să permită suprimarea crizelor de supraproducție și a pierderilor asociate cu acestea. Concurența inerentă economiilor supuse legilor pieței, bazate pe proprietatea privată, determină secretul de afaceri, în vreme ce în socialism, inovațiile devin proprietate comună. Acest mod de dezvoltare oferă și avantajul eliminării costurilor legate de concurență, publicitate, schimbări ale modelelor și ale tipurilor de produse și al încetării consumului parazitar al claselor exploatatoare. Muncitorul, eliberat în sfârșit de jug, se dedică sarcinii sale cu și mai mult entuziasm, este mult mai implicat și conștient că nu poate fi proletarul exploatat. Zelul de care dă dovadă la muncă îi crește performanțele și îi reduce costurile cu angajarea. Sentimentul de superioritate al socialismului se bazează și pe convingerea potrivit căreia capitalismul a depășit stadiul care i-a permis până atunci să contribuie la progres, ajungând să decadă. Așa zisa societate de consum, care a fost popularizată și atât de slăvită de burghezie ca societatea viitorului, nu este decât o societate putredă și în declin, în care se dezvăluie tot mai mult bolile vechi ale capitalismului, devenite permanente, pe care se străduiește să le ascundă, a rezumat albanezul Hoxha, care, fără îndoială, credea ce spune. Asemenea lucruri nu se vor întâmpla niciodată la noi. Acest sentiment de superioritate exprimă mai degrabă un complex de inferioritate, în fond. Toate economiile socialiste s-au construit în funcție de capitalism, nu pentru a-l distruge, ci pentru a-l depăși. Dușmanul a devenit punct de reper începând cu Capitalul lui Karl Marx. Criticile formulate de filosof în legătură cu mecanismele acestui sistem sunt tot atâtea elogii ale reușitei sale, chiar dacă el i-a prezis sfârșitul. Conducătorii comuniști au încercat apoi să adapteze în marș forțat
rețetele care au asigurat succesul capitalismului în secolul al XIX-lea, raționalizarea agriculturii, colectivizarea în cadrul economiei socialiste, exodul rural, deplasările forțate ale unor populații pentru a disponibiliza capitalurile și mâna de lucru necesare industrializării, lucrărilor de anvergură și dezvoltării sectorului secundar. Respectul față de capitalism a fost o constantă a conducătorilor comuniști chiar atunci când se punea problema înlocuirii capitalismului. Când lansa primul plan cincinal în 1929, Stalin declara cu mândrie: "Devenim o țară cu metale, mașini și tractoare și după ce vom sui omul sovietic într-un automobil și mujicul pe un tractor, să încerce atunci să ne depășească domnii aceștia capitaliști din Occident care ștrâmbițează atâta civilizația." Anastasie Micoian, pe atunci comisar pentru comerț, este trimis peste Atlantic ca să studieze întreprinderile și stilul de trai american. Se întoarce cu câteva metode de fabricare a conservelor, a cârnaților, a înghețatei, chiar a hamburgerilor. Un banc, bancurile oglindesc în tocmai realitatea socialistă, relatează în felul caracteristic această fascinație față de Occident. E adevărat că putrezește capitalismul? Îl întreabă un conducător sovietic pe un tovarăș la întoarcerea din Statele Unite. A, da, răspunde acesta, dar miroase al naibii de bine. Totul este organizat pentru a dovedi superioritatea sistemului socialist, pentru a face față acestei competiții cu capitalismul. Conducătorii comuniști au păcătuit prin orgoliul excesiv, lansându-și economia într-un gigantism menit să uluiască dușmanul, în timp ce nu țineau cont de adevăratele nevoi ale cetățenilor lor. Sovhozurile gigantice din URSS din anii 1930 trebuiau să producă o cantitate inimaginabilă de cereale, de carne. A venit apoi rândul celor mai mari centrale electrice din lume, al combinatelor siderurgice ieșite din comun. Ulterior, au fost create zone forestiere capabile să modifice clima. S-au construit căi ferate pentru a lega continentele, gazoducte care traversau Europa, Asia. În China, cele 100 de milioane de tone de oțel din timpul Marelui Salt, cerute de Mao, trebuiau să catapulteze țara în viitor. Cele 10 milioane de tone de zahăr decretate de Castro în Cuba în perioada Grande Zafra în 1970, asemenea celei de-a doua Polonii, pe care a încercat să o construiască Gierek în anii 1970 prin mai multe împrumuturi contractate de la capitaliștii occidentali, toate aceste performanțe proclamate au reprezentat tot atâtea cizme fermecate ca în povestea cu Tom Degețel, care trebuiau să o ia înaintea capitalismului. Economiile socialiste au pretins în zadar că sunt avangardiste, nu au încetat niciodată să fie marcate de arhaisme dintr-un motiv simplu. Modelul lor este modelul economiilor secolului al XIX-lea, având industria grea drept simbol al progresului. Mai ales oțelul și cimentul au devenit indicatorii succesului. În 1990, înainte să se prăbușească, URSS producea 160 de milioane de tone de oțel, mai mult decât Japonia, 108, mai mult decât Statele Unite, 88. România, țară săracă în fier și în cărbune, importa aceste materii prime din Brazilia, India, Australia, pentru a fabrica oțelul devenit măsura progresului. Țara a ajuns astfel să producă de două ori mai mult aliaj de acest fel pe cap de locuitor decât Franța. La ciment,
China anului 1990 se află în fruntea producției cu 204 milioane de tone, urmată de URSS 138, în vreme ce Japonia și Statele Unite se mulțumesc cu 84, respectiv cu 70 de milioane de tone. Contează prea puțin dacă aceste cifre au fost exagerate sau nu de propaganda din țările în cauză, deoarece, chiar dacă exprimă un ideal și nu realitatea, faptul că au fost puse în evidență pare cu atât mai elocvent. Fanfaronada face parte din propaganda folosită de țările comuniste pentru a-și demonstra supremația în fața restului lumii. În 1935, Politbiuroul sovietic hotărăște să creeze un organ de conducere care să furnizeze date statistice despre economia URSS. În acea perioadă, trebuie impresionată Liga Națiunilor, precursoarea ONU, în care Moscova tocmai intrase. Peste puțin timp, revista ideologică a PC sovietic, Bolșevic, se felicită pentru corectitudinea analizelor Ligii Națiunilor în privința URSS, bazate tocmai pe informațiile distilate cu dibăcie de Partidul Stat pentru a acredita succesul făuririi socialismului. Nici o cifră venită de la Moscova nu ar fi trebuit să fie luată în serios. Dacă luăm cazul producției de oțel sovietice, spectaculoasele statistici anunțate de URSS trebuiau fără îndoială să includă totodată producția de oțel real, producția de oțeluri inferioare, producția de oțeluri rebutate, producția de oțel pentru rugină, producția de pseudo-oțel, pseudoproducția de oțel, creșterea miraculoasă. Consecință spectaculoasă a acestei strategii de dezvoltare, ritmurile vertiginoase de creștere, fenomen nicicând cunoscut în istorie. În timp ce creșterea industrială anuală a țărilor capitaliste depășea rare ori 5%, industria țărilor comuniste creștea imperturbabil, an de an, cu procente de 10 sau 15%, dacă nu chiar mai mari. În medie, un raport de 3-1 în favoarea ritmului comunist. Se înțelege astfel depășirea, relativ ușoară, a țărilor cu tradiția industrială de țări economicește înapoiate, dar devenite comuniste. Un exemplu, față de anul 1913, producția sovietică crescuse în 1959 de 36 de ori, în timp ce a Statelor Unite de numai 4 ori. La începutul anilor 60, Uniunea Sovietică depășise deja produsul național cumulat al Angliei, Franței, Italiei, Canadei, Japoniei, Belgiei și Olandei. Depășire cu atât mai semnificativă dacă o socotim pe cap de locuitor, populația sovietică fiind pe atunci de 220 de milioane față de 280 de milioane pentru ansamblul țărilor menționate. Doar Statele Unite mai rămâneau să fie depășite. Ar mai fi durat vreo 10 ani, cel mult. În aceeași perioadă, se afirma că, în numai câțiva ani, lagărul socialist va alinia o producție globală superioară lagărului capitalist. Era demonstrația incontestabilă a superiorității comunismului științific asupra unui mod de producție renegat de istorie. Lucian Boia, la Mitologie Scientific du Comunism. Forța de convingere a propagandei comuniste a reușit să păcălească mințile cele mai sclipitoare. În 1979, Banca Mondială face senzație când afirmă, bazându-se pe statistici, că Republica Democrată Germană a devenit a 12-a putere a lumii. În plus, produsul său intern brut l-a depășit pe cel al Marii Britanii. Abia după căderea zidului și descoperirea dezastrului se va risipi iluzia. Toate economiile socialiste s-au construit în minciună, ridicând sate Potemkin, folosite de propagandă pentru a acredita reușita lor nemaipomenită. Cu cât realitatea a devenit mai dezamăgitoare,
Cu atât, minciuna a luat amploare. În 1964, Mao hotărăște să facă din Dazhai un sat modest din Shaanxi, întruchiparea ideilor sale în domeniul agricol, în vreme ce marele său salt înainte tocmai provocase un număr incalculabil de morți. Învățați de la cei din Dazhai, urmați calea Dazhai, era sloganul pe care trebuie să-l scandeze 500 de milioane de țărani. Revista China relatează această reușită. Dunele de nisip au devenit oaze, deșerturile câmpii fertile, niște râpe golașe, grânare și livezi. Ziarul arată că spiritul Dazhai se datorează suflului revoluționarilor care nu s-au lăsat niciodată învinși de dificultățile naturale ca niște săraci care pleacă spinarea, ci, dimpotrivă, au îndrăznit să le înfrunte. Brigada Dazhai participă la vizitele pe care trebuie să le facă străinii invitați să observe uluitorul succes al maoismului. Centrul de primire a pelerinilor la Dazhai avea niște caracteristici rustice subtile, povestește Simon Lace, unul dintre acești vizitatori. Capitaliștii internaționali și alți turiști de lux care merg în China se simt acolo ca niște Marii Antoanete care se joacă de-a păstorița. Mesele, care nu sunt mai puțin abundente și delicioase decât cele din palatele pentru străini din Beijing, Shanghai sau Canton, se amestecă aici cu un primitivism studiat, cu niște naivități ingenioase. Astfel, în mijlocul abundenței obișnuite de feluri de mâncare rafinate, apar câteva disonanțe iscusite. 12 ouă tari într-o farfurie din tablă, aici, un bol de arpacaș colo, iar la gama obișnuită de beri, limonade, vinuri și tipuri de alcool, se adaugă de data aceasta un gin brut produs local. Pe cunoscătorul care are curajul să-l încerce, îl trec brusc sudorile, lucru care îi dă impresia înălțătoare și virilă că participă într-un fel la procesul anevoios de făurire a socialismului. 10 ani mai târziu, în China descotorosită de marele său cârmaci, montajul va fi denunțat, succesele repurtate de Dazhai nu datorau nimic spiritului revoluționar, ci, fără excepție, subvențiilor acordate de Partidul Stat, iar eroul său, Cheng Yonggui, prezentat până atunci ca un țăran modest care își depășise condiția datorită convingerilor sale, se va dovedi a fi un călău vinovat de moartea a cel puțin 140 dintre tovarăși. În Cambodgia devastată de Khmerii Roșii, unde, să amintim, locuitorii au fost goniți din orașe, unde tot poporul este supus sclaviei, unde orice urmă de cultură a fost eradicată, unde o treime din populație este pe cale să fie lichidată de călăii săi, unde domnesc doar foamea, mizeria și singurătatea, Pol Pot a reușit turul de forță de a prezenta Campuchia democrată ca pe un nou paradis pe pământ. Primul nostru succes remarcabil a fost să rezolvăm problema agricolă parțial a culturii de orez. Se laudă fratele numărul 1 în fața unei delegații de ziariști iugoslavi. Am eradicat malaria în domeniul sănătății. Condițiile de trai ale poporului nostru s-au ameliorat în proporții considerabile. Am eliminat analfabetismul. Poporul nostru citește și scrie. Am stabilit și am dezvoltat o rețea sanitară la scara întregii țări. Fiecare cooperativă are micile ei fabrici și ateliere. Vom putea, pornind de la această bază, să facem progrese spre industrializare. În Coreea de Nord, prezentată în anii 60 ca o reușită incontestabilă a comunismului, până în rapoartele secrete ale CIA, la rândul său, victimă a statisticilor trucate,
Partidul Stat a devenit maestru în arta regizării. În 2010, în timp ce țara e în continuare chinuită de foamete, o delegație de 300 de ziariști și artiști occidentali veniți cu New York Philharmonic, care trebuie să cânte la Pyongyang, petrece un sejur paradiziac la fața locului. Eram cazați la hotelul Yanggakdo, supranumit Alcatraz, pentru că se află pe o insuliță, iar turiștii nu pot să iasă de acolo, povestește un martor. Cu această ocazie, se asigurase acces la internet de mare viteză pentru ziariștii care își trimiteau rapoartele. Când am intrat în camere, era atât de cald, încât până la urmă toți am rămas în tricouri. Eram îndopați ca niște gâște la fiecare masă. La cină, un adevărat banchet, am descoperit somon, crab gratinat, miel, fazan și prăjituri de ciocolată. Masa de la micul dejun etala sculpturi din înghețată, pepeni galbeni ciopliți și era plină de feluri de mâncare diverse și variate. Un spectacol impresionant. Și cei mai cinici trimiși special din grupul nostru aveau impresia că își revine Coreea de Nord după marșul istovitor din anii 90. Planificarea și centralizarea care au marcat regimurile comuniste au generat această ficțiune. Controlarea tuturor fluxurilor economice este un proces complex, chiar negestionabil, care provoacă penurii permanente. De vreme ce este imposibil să pretinzi că previi totul și coordonezi totul, au existat pene care au întrerupt neîncetat aprovizionările. Agenții economici reușeau să le facă față prin ajustări, pentru că toți, de la muncitor la responsabil, preferau să-și mascheze eșecul, pretinzând că ating obiectivele anunțate, pentru a beneficia de dotările prevăzute în cadrul planului îndeplinit, mai ales pentru a primi primele în cazul în care erau depășite obiectivele. Fiecare își umfla ofertele și cererile, nu numai pentru că dimensiunea era un factor de prestigiu, ci și pentru că acest lucru permitea anticiparea disfuncționalităților sistemului. În această cursă fără oprire pentru îndeplinirea unor obiective de neatins, nimeni nu a mai ajuns să aibă o perspectivă concretă asupra situației. Ficțiunea a acoperit domeniul realității. Modul de dezvoltare socialist nu a atacat niciodată abuzurile specifice capitalismului, așa cum au pretins zeloții săi, ci mai degrabă realitatea. Sistemul s-a condamnat singur, fiind lipsit de realism. Deformarea adevărului a creat, poate, o lume fictivă, dar acest lucru nu a putut să dureze decât o vreme. Ineficiența, sărăcia, violența inerentă acestui tip de regim rămâneau, în schimb, actuale. În cele din urmă, principiul realității a pus stăpânire pe economiile socialiste și le-a învins. Citesc și pentru tine un podcast cititor.